Peste 2,6 miliarde de oameni stau în izolare în lume ca urmare a măsurilor luate de guverne pentru a preîntâmpina răspândirea coronavirusului. Cele mai multe țări au decretat izolare obligatorie, cum ar fi India, Regatul Unit, Franța, Italia, Columbia, dar și România. Numărul total de infecții a depășit marți pragul de 400.000, de potrivit platformei Argis. Italia a raportat marți 743 de noi decese, ceea ce a adus numărul total la șase. 1820. Spania a înregistrat un nou record de decese în 24 de ore, cu 514 persoane care au murit din cauza COVID-19, ceea ce face ca bilanțul să urce la un total de 2696 de decese. Astfel, Franța devine a cincea țară cu peste 1000 de decese provocate de coronavirus, după ce autoritățile au anunțat că bilanțul a urcat la 1100. În Statele Unite ale Americii s-au raportat 600 de morți și peste 50.000 de infectări cu noul coronavirus, iar Donald Trump vrea să ridice restricțiile până pe 12 aprilie. Britanicii care nu respectă instrucțiunile guvernului de a sta acasă se confruntă cu o amendă la fața locului de 30 de lire, care s-ar putea ridica semnificativ dacă este nevoie, a declarat marți purtătorul de cuvânt al premierului Boris Johnson. Britanicii au voie să iasă pentru a cumpăra strictul necesar pentru exerciții fizice sau din motive medicale.